ziua, bine ați venit. Contabil este întocmit formul pentru desfășurarea lucrărilor ședinței de astăzi. Ați fost convocat de ședința ordinară de către primarul Comunii Valihnea prin dispoziția numărul 27 din 12 februarie anul curent. Vă consult asupra proceselor verbale din luna decembrie și ianuarie extraordinare, dacă sunteți de acord. Da. Mulțumesc. Vreau să-mi permite să dau citire proiectul ordinei de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei și a listei de investiții pe anul 2020. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice și a programului anual de achiziții publice al Comunei Valihnea pe anul 2020. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului strategiei de dezvoltare și a serviciului de salubrizare a județului Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor operatorului SCE Ecosud SA și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1078/1087 din 16 aprilie 2018. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desfințări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pe raza unității administrative teritoriale a Comunei Valihnea pentru anul 2020. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări ce se vor executa cu beneficiarii venitului mic garantat în anul 2020. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Valihnea în anul școlar 2020-2021. 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților autorităților locale ale Comunei Valihnea în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii schimbării destinației imobilului situat în curtea liceului Georgeta Juncea Cancicov Valihnea, compus din corpul de clădire C1, grădiniță și teren aferent în suprafață de 534 metri pătrați, sat Valihnea, Comuna Valihnea, Județul Bacău, în vederea demolării corpului de clădire și edificării pe terenul rămas liber a unui loc de joacă pentru copii. 11 diverse. Da, dau cuvântul doamnei președinte pentru asupunerea aprobării proiectului ordinei de zi. Aprobarea ordinei de zi. Trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de legătură cu cheltuielile Comunei Valihnea și a listei de investiții pe anul 2020. Dau cuvântul domnului contabil. Domnule domnule Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de venituri și cheltuieli. Cu rota dumneavoastră, sau aveți întrebări la pecate pentru fiecare client. Așadar, obiectul de venituri și cheltuieli din bugetul local, avem așa. Venituri totale, 18.474.05.000. Din care, impozite și taxe locale avem suma locală de 812.75.000 lei, prelevări de la bugetul de stat 3.345.000, care cuprinde sumă de facare din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate 850.000, sumă de facare din TVA pentru echilibrarea bugetului 245.000 și sumă de facare din TVA pentru drumul 250.000. Mai avem la venituri subvenții de la Ministerul Dezvoltării pentru obiective de investiții finanțate din PNDL. Și anume, pentru alimentare cu apă avem 4.491.65.000, pentru înființarea sistemului de canalizare, apă uzată, 7.950.37, și pentru podul de la Dura, 3.300.000. La parte de cheltuieli,
total general 9.387.000, din care, pentru capitolul autorității executive, 2.599.000, care putem de cheltuieli separat, 1.603.040.000, bunuri și servicii 84.212.000, dobândă la această creștere în încheiere 41.000, cheltuieli capital 41.204.000. Capitolul acesta servicii funcție generale, pentru alegeri generale, nu locale, 70.000, din care pentru cheltuieli pe personal 60.000 și bunuri și servicii 10.000. Capitolul transferul cu caracter general, 123.000, pentru persoane cu handicap grav la instituții. Capitolul Ordine și Siguranță Națională, 130.000 lei, din care bunuri și servicii 10.000, structură de capital 120.000 pentru achiziționare la profesionalizată de cuprins. Capitolul Învățământ, sumă totală 369.000, din care bunuri și servicii pentru finanțare de bază 278.000, finanțare complementară pentru navele acadele didactice 55.000, tichete de grădiniță 27.000 și drepturile copiilor cu cerințe de personale speciale 2.000. Capitolul Cultura, total 141.500.000, din care bunuri și servicii pentru iluminat lumine culturale 1.500.000, reparații curente la lumine culturale 50.000, cheltuieli pe organizarea evenimentelor culturale 20.000, susținere funcție 70.000. Capitolul Asistență Socială, 1.295.900.000, din care cheltuieli de personal 995.76, indemnizații persoane cu handicap 270.12, ajutoare de încălzire pentru beneficiari de ajutor social 20.000, ajutor de urgență, ajutor de recepție pentru beneficiari de ajutor social 10.000. Capitolul locuințe, servicii și dezvoltare. Total 5.165.000, din care bunuri și servicii 160.000 pentru invatul canal, cheltuieli de capital 4.145.000, din care pentru alimentare cu apă 4.595.000, extinderea rețeaiei iluminat public 250.000, și alimentare cu gaze naturale în localități pentru studii de canalizate, 100.000. Capitolul colectare de distrugere de deșeuri. Total 1.165.037.000, cuprinzând bunuri și servicii 130.000 pentru taxa de canalizare și cheltuieli de capital pentru obiectivul canalizare, 8.035.037.000. Capitolul transporturi, 1.368.022.000, cuprinzând cheltuieli de personal 96.53, bunuri și servicii de întreținere drumului 250.000, cheltuieli de capital 1.029.69, din care pentru modernizare drumului local, drumul de Vlanii, 539.42.000, și pot din beton armat, la Dura, 482.000. Mai departe, avem bugetul de rând cheltuieli pentru activitățile finanțate de credit intern. Suma totală la venit cu 827.000 din sume aferente creditului interne și la cheltuieli participare 930.000 pentru obiectivul modernizare sediului primării. Diferența de 103.000 este scotat la excedentul anilor precedente. Cam asta este tot. Urmăm ca dumneavoastră să o analizați și... Dacă sunt întrebări, dar vreau să adaug ceva. Am, eu am văzut la urmă. Dar nu, am multe, nici nu știu cum să cer. Dar nu, mai e cineva care se înscrie la urmă? De la, să începem, cu care, de a spus acolo domnul Patru sau domnul primar, ce localități faci și studiul de 10 ani? Deci pe toată comună. Toată comună sau toate sate, da? Toate sate. Toate comună. Bun. Deci noi am pus 100.000, că atât am avut posibilitate, dar normal nu ajung la mine ăștia. Nu așa mai pot să mai vedem parcurs, da. Deci să faci tot de fiesabilitate, să faci de cărni topo, trebuie să bani. Deci știți că suntem înscriși în ADU cu București și special de nu vom începe lucrarea respectivă până ce nu găsim o linie de finanțare. Deci îmi trebuie să ne spună, doamne, linia, deci, să dă linie de finanțare din fondul europene sau prin Ministerul Dezvoltării, în momentul ăla dă drumul să faceți lucruri. Exactat, documentele care sunt necesare, da. Până atunci, dar trebuie să prindem ceva bani pentru început, să avem o plecare. Dar eu am foarte mult de văzut tot nu știu. Deci v-am răspuns. Așa, cu extindere de curent. Am venit și am întrebat. Dar nu s-a făcut ce s-a făcut. Nu s-a făcut nimic rău la asta. Nu s-a făcut nimic rău la asta. Milești de sus, nu milești de jos. Deci
Deci eu trebuie să găsesc acolo extindere, la Vladni, la Poieni, la Varna. N-am găsit. Extindere de curent nu înseamnă... Trebuie să vină de sat. Vă spun, dar ești de jos, slătar, da? Dănești, da? De asta știi azi, nu? Da, și ăsta la vară aici, unde trebuie, deci avem puțul de apă. Nu, n-am prins ce am vorbit, dar am trecut de ceva. N-am prins cartelul meu. Deci nu l-am prins cartelul meu. Îl prindeți anul ăsta, că nu poate să fie acolo. Am un an de zile de când mă chinui cu aviziile de la eu, unde l-am trecut, nici acum nu am rezolvat cu astea. Încerc un ciuc cu cartelul meu. Dar am prins la cartelul meu, doamna Sfate, trebuie să facem drumul, să-i dăm hotărâri la drum, că trecem prin teren, arată, îl facem drum public, că de acolo și-a destul de făcut, de acolo duce și-a cercat și apă, de ce-și canalizat, de ce-și lucrurile trebuie, nu-i dă voie să construim, că îl prindeam și pe ăla. Dar stau oamenii fără părere, domnul. Știu, știu. Deci la Zăvraș știu, stă două case, la Lăleș nu stă nimeni. Dar aici stăm în cartier, de era și la Lăleș. Era două pe cap aia, acum au rămas. Nu las casă, ce simt, fapt, e vina. Dar ai mai pentru, ca prioritate, ar fi zero aici. Deci facem și aici, dar nu sunt documente, deci nu sunt documente necesare. Deci prima dată trebuie să trimitem la minister să schimbăm cartea, să înființăm cum, că până e pe la rară. Nu dă nimeni să construiesc dacă nu faci procedura. O să, la prima ședință, o să vedem un proiectul de hotărâre. Trebuie să demarăm și acolo. Știu, cum o să mai am la cultură. Ați prins 50, la cultură ați prins 50 de cămini. Ce cămini vreți să le arătați? Cam la ce s-au întâmplat, la mergi de idei, ce am? Dar nu e, deci, nu i-am să fii tot al întrebării noastre. Dar ce cămini vreți să le arătați? Vreau să facem grup sanitar, grup, așa, la Vladni și la Nărești. Deci două grupuri sanitare. Două grupuri sanitare. Deci Vladni cu Nărești. La Vălini am făcut, da. La Rinci am făcut. Urmează Nărești și Sfântarul. Putem să prindem, domnul primar, din Nărești nu mi-ajunge, da? Doamna, da. Da. De pe altul început, da. Deci la Nărești, deci la bani mi-ajunge. La bani mi-ajunge, da. Nu consumăm atât, da. Dar aici nu ne-am. Consumăm undeva până în 15.000 cu Vladnicul. Dar din banii ăștia putem să achiziționăm și scaunile. În abieta asta de scaunul, poate nu le-am sudat din ea. Am plimbat scaunile la tata, la mama. Ce mi-am zis? La Nărești. Nu avem spațiu, da, știu, am înțeles, trebuie să facem separat. Da. Acum trebuie să facem expertiza clădire, proiectare, da. Pe urmă să facem... Deci acolo un pic de durată și o să mai fie nevoie de bani. Da, da, eu acolo am spus cu domnul contabil, dacă decât să renunțăm la WC-ul, la grupul sanitar, să trecem prin din asta ecologic. Mai bine două cabine ecologice, costă mult mai ieftin. Nivelul de vreo 5-6.000 de lei. Ce vă duce, domnul asta? Trebuie să-ți vină mașinul de la Bacău ca să-l descarci. Ce fac eu? Dar nu sunt zonă, deci se duce poate, pumpa, ce poți să jos? Și le ajutăm bine sus. Nu, asta cred, oricum, acolo trebuie să facem o clădire. Deci noi acolo trebuie să facem o clădire special pentru centrală. Știți că am pus centrală, e pus cum e pus. Ia trebuie că tot așa am pus-o pe ulterior, facem o cameră și o facem acolo, da? Dar eu și la varianta asta vă duc să... Și la asta am o altă variantă. Dacă sunteți, putem să denunțăm să luăm centrala de acolo, să o folosim la gădiniță sau să o folosim la banii la școală și acolo să ne zbăbim tot din toată asta. La gădiniță, la Valinci, am prins bani pentru... Ați prins să luăm centrala. Da, deci... Dar nu știu ce trebuie să iei. Ați scris firma care construiește sediul primăriei, o spus că au și eu centrală care nu au ce faci, că o spus că e aproape nouă. Și a spus, donați-o, că n-avem fost vă plădiri. Și a spus, bine, mă donăm. O spus că asta s-a luat. Centrala este. Caloriferile. Are 22 de caloriferi în cămin la Parigea, care a fost să avem noi 26 caloriferi. Și cine mai trebuie instalația? Deci scurgăm cu 110.000. Și la Vladnic, ce facem la... Că problema, o știți, de anul trecut la școală. Luăm, prindem o centrală nouă, să luăm altă centrală și să o dăm de aia. Deci, nu asta, la școală, la Vladnic, o consider că centrală respectivă, cât să la Nănești, trebuie ridicat la sus. Nu-i mică. Un lucru mic. Atunci așa e la primărie. Un lucru mic nu reușești. Eu așa știu. Așa știu. Centrală e jură, doamna Sfate. Geamul prinsă termopan. Eu am intrat în tisul și centrală respectiv nu are aer. Cum să ardă focul? Cum să... Mai ales că anul ăsta le-am cumpărat cărbun de aia. Cum spune ăștia, nu știu cum spune, care merg foarte bine. Turbo ucrainean. Da, turbo. Așa, la cămine de tuman să lămurit, aș merge ceva la cultii. Noi avem și noi aici, de la părinții, de la care solicităm o sumă, că avem casa să lucrez, nu-i determinat. Și nu ne ajunge cât în ea asta. Mai tăiesc undeva,
Nu trebuie să vă spune de unde. Și mai dați-ne acolo ce. Cât tot ce 20. 20. Nu, domnul Ascari, știți ce se întâmplă? Da. Am prins câte 10.000 la fiecare biserică. Părintele, sunt cheltuie pe ăștia. Știți cum a făcut anul trecut? Dacă eu o spiocență. Dar părerea mea, părinte, ți mai aduce și nu pensa cu ceva. Da, domnul primar, arătă mare, dar dați-l la o altă biserică care nu construiește nimic anul ăsta. Ce face cu... I-a dat și-a făcut 5.000 lei, nu construie nimic. Nu am văzut să construiesc nimic. Le-a dat și-a lăsat... Eu știu că și-au cumpărat materiale, da? S-au cumpărat materiale. Și la Năvești au o problemă, nu știu, mare, acolo și în altar, care au cumpărat materiale de anul trecut. S-au spus că mai au nevoie ca să finalizeze pastarul, nu mai au nevoie de ajutor. Și la mănăstiri ce La mănăstiri au și nevoie, domnul Vasari. De ce nu au nevoie ei acolo la mănăstiri la aici? Spuneți-mi asta. Da, domnule, numai curent de părinte să fie acolo. Da, părinte și-i dispus să facă și un băi, dă-mi 200 anul ăsta și numai eu la anul. Mi-am făcut casa anul să fac praze și numai un pic de mine. Ascultați-mă un pic. Da, am făcut și anul trecut. Dacă o să ajungem acolo, dar să-i cheltuim pe ăștia să facă, să vadă că se face ceva, da? Din donații, noi din donații, cum am putut și noi, am vorbit cu constructorii de aici, adică nu da niște cabluri, nu da niște firii, s-au făcut instalația la, aici la Palicea, s-au făcut instalația electrică, dar nu mai fi cumpărat cu chestii din lucrătoare astea care sunt foarte, nu de ce este așa mulți bani. Dar haideți ca să vedem cum e cheltuim pe ăștia, pe care mai întâlnă, nu sunt cu problemă. Deci ajutăm în continuare. Așa, aș mai vrea să întreb domnul Cotabic. Domnul Cotabic, cum amenzele, cum se face zorul? Că s-au învățat la noi cetățenii, o asidia și două lucruri. O asidia și... Nu, domnul Vasilani. Nu. El deci nu are treabă contabil cu amenzele. Cu amenzele, domnul Radavoi, în fiecare... Deci... Și ei se învăța și la noi. Cele mai mari, nu știu dacă ați observat, că și așa din noi, dar tu voi și... Multe lume trebuie să facă muncă în folosul comunității. Deci lume trebuie să fie judecată și ne transformă muncă în folosul comunității. Dar să știți că... Nu puteți ajuta la urmă. Nu. Dar ce să fie? Ce să fie? Ca să faci un dosar e destul de trigos. Ca să-l trimiți la judecătorie și aștepți. Asta zic că ăștia au făcut și mulți care au venit și au făcut muncă în folosul comunității. Nu vă mai zic, m-am eu întrebat. M-am întrebat la cetățeni. Sunt nemulțumiți cetățenii, plătesc impozitul la călătorii și nu beneficiază din niciun lemn. E una, să o spun și ca să o spun de două. Și cetățenii de acolo, de la podul de la Durac, spune că s-a început din partea aia în lucrare și ar trebui să încerci să o ceapă constructorul timp, dacă cineva să intervine, să înceapă din partea asta ca să-l dea și eu la acces la drum. La două rupole, mă refer, că el nu poate să treacă cu mașina. Și să înceapă din partea asta să pună pământul. Domnul Asaic, la momentul din deci a fost pământul înghețat. A văzut că s-a turnat picioare, s-a turnat picioare, mai a turnat două ani, pe o parte, pe o parte, să săpi din nou, bagă gardoanele. După ce bagă gardoanele, pune pământ. Ei au văzut că pune pământ în partea aia, de-aia mi-au zis. Nu. Deci, o luat de pe o parte, îl mișcă pământul de pe locul ăsta mai de parte, da? Deci, în momentul când au pus gardoanele, îi pune 10 metri în aval și 10 metri în amont, da? De gardoane. După ce au pus gardoanele, vine cu pământul și dă drumul la drum, pune în casă, pune în casă, pune în casă, pune în casă. Da. Și cu pădurea, ce se spune? Spune, eu mă duc la când îmi ia banii din impozit, pe am păduri, că sunt exact, dar eu nu beneficiez nici o lemn. Domnul ăsta, fie, știți, în legea fiecare trebuie să-și pădească bunul, ea lui, e proprietar. Nu, bă, e păzit, ea e curat. Deci, nu poate să ia lemn. Eu la toate ședințele care am fost problema asta. Stoia în pază, stoia în pază. Legea este. Nu vrea o consiliu, trebuia să o ia în pază. Păi nu, deci eu nu era să jur. Deci eu simt de voi să iau și eu lemnii pe la urmă. Păi doamne, eu plătesc impozit la pădure și nu de voi să iau o gălă de lemn. Asta nu spus. Nu dă voi, nu cum mă zic, băi. Unde dă voi, mă? Nu îți faci marcajul. Ce plătim? Unde este? Nu te plăi, la ei nu îți faci. Nu-i în pază, nu dă. Domnul să duce. Omul nu înțelege, zice că plătesc impozit. Știți cum? Omul când se duce în pădure, deci eu n-am văzut și tot fost jandarmii, nu au prins pe nimeni cu cărța cu lemne ca să-i dea amendă, dacă au avut lemn de pe jos, adunătură creangii. Da. Eu flip pe ăștia care aveau și copaci întregi. Copaci buni, da. Tăiați. Dar nu știu, da. Trebuie să găsim până omul de tot cei care au avut lemn să poată să lua lemn. Domnule, dacă ei creează de pe jos, nu crescut, ce? Și nu mai poate să nimeni nimic. Mulțumesc. Cine mai dă și pe oraș foarte? Dacă fac pe multe, nu știu.
cunoaște situația, am mai discutat situația la școală, știți, în luna noiembrie și decembrie am dat 130.000, adică e vorba de 1.300.000. Tot respectul de dumneavoastră că ați reușit, ați făcut o sală de clasă și chiar îmi place cum a ieșit. Deci, 1.300.000. Noiembrie și decembrie. Are din primarie? Nu. Banul care face primarul deschidere de credite. Lunar. Deci lunar. Ce înseamnă? Deci nu înțelege. Deci în afară de banii copiilor care au ei 2.700.000 ceva? Deci banii ăștia 2.700.000 se dă sub parte la 12 luni. Da? Aia nu vin în gol la ei la școală? Nu, vin de la familie și primarul lunar face deschidere de 29-30.000, da? Așa. Eu când am văzut când faci numai trăsnei, am redus și am dat decât strictul necesar și eu am avut nevoie, da? Ei, când a intrat doamna Cucu, mi-a spus, doamne, se dă voie ca să-și facă, să dea și... Ei, banii ăștia, 15.000 au făcut să facă casă, au cumpărat lemne și cu lemne, doamna Stagiu, anul trecut, deci perioada 2018-2019, e vorba de 800 de milioane, 80 de mii, care s-au cheltuit din lemn. Perioada 2019-2020 e vorba de 30 de mii. Lemni împreună cu cărbune care au luat. Da. Și la momentul de față, toți au lemni, toți au cărbune, e un pic de probleme, ca ce se întâmplă. Asta mi-a dat o folosire. Vin pe drept primărie, nu te voi zita, vine și eu spun, copacul bun se marchează, nu-i? Dacă nu, nu am înțeles. Domnule, ia mă rămâne să eu cu scaunele la unii. Din bani de copii, cât au ei, 2.800.000, ei ce au voi să facă cu ei? Eu nu înțeleg banii ăștia. Am dat așa la școală, la ăla. De ce e vinul ăsta? Ei ce au voi să facă cu ei? Dar ce vor din banii ăștia? Au voie să schimbe o ușă, au voie să schimbe un geam dacă se sparge, au voie să-și repare tabla de școală dacă se strică. Calculatoare? Calculatoare. Nu, calculatoare nu, sunt obiecte de inventare. Da? Hârtie. N-am mai dat bani. Așa, apropo la... Eu v-am spus că eu trebuia să stau auzit mai... Puzuri, cât e puzul mai zic eu? Scrie la barna. Un puz sau două? Bun. A, dar stai puzul. E plată? Și bat două. Nu, nu. Deci e plată două. Da. La codul vreau să s-o finalizat. Da, abia e finalizat acum. Da, dar nu s-o finalizat. Deci are apul în interior, dar vedeți că au apul în interior, la plată de cum au apul în interior. Mai trebuie la... La fundul ăsta la Varna, nu m-a putut de furat, nu mai avut timp de acolo și... Toate școli au, toate școli au, interior, tot ce trebuie. Dar ți-a sigurat să pun și să-ți iei? Cum? Asta vrea să spun. Asta vrea să spun. Da? Mai este cineva care vrea să mai... Dacă toți am fost la școală, v-am spus, am s-o finalizat expertiza, de ani de zile. Că durat un an de zile mă spun cineva cu expertiza la campus, după un an și ceva, au venit că a fost în clasă mai frate și nu s-a luat contractul. Am făcut contractul la cineva, au venit, mi-a adus documentele, trebuie să mai adus câteva documente, după aia intrăm și deci băgăm în ședință ca să dăm aprobare, că trebuie să încheiem proiect campus școlar, ca să putem să separăm sala într-o parte, școala de o parte, cu școala cum am gândit eu. Căutăm mărturii de finanțare, repara școala și este acolo în spate un coac unde are fundație. Și este pus până se poate construi pe fundația aia. Păi acolo se face un atelier mecanic mare. Deci nu cu etaj. Un atelier mecanic normal,
și să cumpărăm, să achiziționăm două tractoare cu dublu comandă. Nu fac tutelaje ca să copiii să poată facă, într-adevăr, o meserie de bază. Dacă sunt copii, dacă tot ești, dar chiar dacă e profesional sau liceu, să înveți, nu se facă, deci nu se facă categoria B. Să facem pentru ce avem noi nevoie, pentru ce e nevoie, să pleci un plătit până acasă. Deci asta vreau. Să o folosească. Dar mai găsi niște bănuți, să reușim să izolăm și de ori și școala părinilor noastre. Deci, da, vedem. Să reușim să vedem. Să vedem un pic să ne facă ceva necesar, să vedem dacă nu spăzi. Ca să facem ce se poate să facă. Că prin polistiren asta n-ar fi o problemă chiar atât de mare. Da, deci cu cursul anului găsim o soluție și o faci. Faptul că sunt președinte și atunci trebuie să dau cuvântul colegilor ca să vorbească, deja dumneavoastră o atins cu cei care vreau să le mai spun. Doar când care vor dispar bani deloc aproape la învățământ. Deci, părerea mea, ziua comunii s-o sărim ca să nu avem altă discuție, doar că s-a făcut primarul pe banii primării. Consider că... Banii ăia de acolo și la următoarea ședință puteți face rectificare, să dăm la vădere ca să putem să vedem. Mai vorbim între noi. De camere de luată de exterioare. În cazul de care am și o școală. Deci, da, la nivel de comune, în satul Paringea, la Cărminul Cultural, în satul Vădeni, la Cărminul Cultural, și la Dăniești, am făcut contract cu Rom Telecom, mi-o tras internetul, mai avem nevoie de aparatură. Da? Nu am prins banii de bani, pentru că nu. N-am nici pe oferte să știu, domnule, cât să prind. Da? 3-4 camere de fiecare sat, eu spun că e bine. Dar întâi să vin să facem o ofertă și la următoarea și vedem să putem. Unde nu s-o cheltui? De acolo, luăm de acolo, ducem pentru camere de la vedere. Eu am mai multe, am sărit. Mai am zis, n-am, cum ați reușit sau cum ați prins, cum ați, din unde ați luat, pentru mașina de pompieri 120, am tăiat 200. Cum? Am tăiat de acolo, de acolo, de acolo, de acolo, de acolo. Da, dar considerați că sunt suficient sau de aici mai poate tăie? Nu, am lăsat, dacă vreți, vreți la mine și vă arăt câteva oferi și... Și ce e cât ați numai de afară? Nu luăm numai de oferi, dar suntem din nou... Dar nu... Din două tot bugetul. Și de mărere. Îți spun, 30, 35, 29 de euro. Și ăsta care nu l-a luat cu 50 de euro. De unde, doamne? De acord cu dumneavoastră. Dar transportul? Și la cine tu aduci, tu aduci și degeaba? Nu, cât ai? 500, 1000 de euro, nu, doamne, dar nu-mi plăcut. Ce s-a zis doamna ta? Cât aduci? S-a zis doamna ta? Nu pot să doamna ce euro! Vreți de altă mână, vicinul din față mi-a adus de mai chilu, din intarea cu 600 de euro, doamne. Dar depinde de ce coală ea. Unde că sunt? În Germania. În Germania sunt altă. De ce nu mă aduci și doamna ta de mine? Face tot, o fiată și o discutăm, dar nu-ți vin nimeni cu banii ăștia. Dar deci o găsesc, găsesc mai de-ați vorbit. Deci, nu știu de la acolo. Eu prima dată am pus 150.000, de acolo nu m-am încadrat, m-am făcut la partea a 10, am uitat la 10. Una este să fie o persoană fizică, să duci în Germania, mă duc la Popescu, să rămânesc cu soia. Cum o duc în mine? Cum o duc? Să nu duc în sală. Domnul Vascari, o duc și poate profil, nu poate... Nu, la Bunești, la Bunești donată. Asta nu putea spune, ce noi de-a putea să o duci în ca domnul? Nu-i donat cu domnul Iberi. Nu-i donat cu domnul Iberi. Cumpărat, ce? Eu am zis că-i cumpărat. Nu-i donat. Nu-i cumpărat. Eu așa vreau să mai vorbesc. Și eu, acum am un putem și un putem, mi-ai aduce o camionetă. Am dus, tu n-aș mai aduce un camion din ăsta din 3 tone jumate. Cu macarat. Am zis, poate,
Da. Mai e cineva care vrea să mai... Domnul primar. Vă stă aici la îmbunătățire drumuri, o sumă destul de bună, două leani jumate. Record. Nu s-o mai luați jumătate de mult. Dacă luați în capul și nivelat, va asta de 100 de metri pentru fiecare drum agricol care ies în drumul de țean în asfalt și care ies în drumul comunal. Pentru că se timp din orășurile astea, Deci, Mileșul legătură, Mileșul sus, e o râmbă, nu mai este drum. Este o râmbă, efectiv. Deci închirem autovede, fără probleme, avem bani. De asta, da. Sunt, domnul primar, acum, nu? La 2 miliarde jumătate, avem bani de viață. Dar puni, noi mi-am făcut punița, dar puni, domnul primar. Eu am acolo zâmbă la bani, la mine din gândul mașina, domnul. Că scoți apa și dus. Eu cu bunul, nu eu. Deci trebuie, acolo trebuie să băgăm, o mașină de balast. Ca să putem să împicăm un pic drumul acolo, că ți-a mai ajunge aceea. Hai ce faci? Tot mai nimic, eu mă aștept așa, continui să bate și rămâne în cealaltă punct, dar trebuie să spun da. Știți că șanțul le-am făcut, dar n-am apărat să răspundăm. La Mânești, a spus acolo, la fel, în Norvegia nu mai ești cu așa. Da, Europa, Europa. E ți-a spus Europa. Hai, deci, dar Norvegia nu s-a pus la Europa. L-am spus la Europa, nu s-a pus la Europa. Da, nicio problemă. Deci la Mileștiu a rezolvat treaba, s-a fost acolo. Deci, am început cu Paringea, da? Aici, partea asta, am pus, s-a dus cățărușa, s-a pus, merge miazul și sar. Da? Și am terminat cu Paringea. După aia, cred că am trimis două mașini la Mihai, la Mileștiu, că era un orăi tare. Mai avem de pus, dragul de țeană, acolo la deal. Problema e că avem multe șanțuri. Pentru că au ajuns șanțuri că sunt mai largă decât drumul. Asta este neacțion tare pe șaltă. Primei mașini din Balat o să ducă din Mănești? Deci o să ducă din omul de necesitări. Duce cu tot unde este. Unde nu s-a pus în doamnă, dar majoritatea unde am pus... De trei. Dar s-o cam tu, dar peste tot. Nu s-o pus în doamnă. O s-o pus. S-o pune. El poate vede pe afară în tovăr. Mai ales când merge și mașina asta de noi foarte grea. Și asta mai mult strică drumul decât faci treaba. Da. Dacă mai are cineva ceva de adăugat, întrebat, dacă nu, să punem la vot așa un buget, Deci m-a convins în aprobarea strategiei aleații politice și programul anual de Comunei Paritia pe anul 2020. Dar cu vântul doamna Zubăria din. Mi-a făcut cu primul trecută cu prostul din echipa datării. Deci, știți că a fost prostul la concurs, nu s-a scris nimeni. Singura care s-a scris la concurs. Dar n-ar trebui sigur. Domnul Vasfate, o pot publica, că sunt ziar și sunt toate... Având în vedere necesitatea asigurării unei strategii anuale a achizițiilor publice și a unui calendar al procedurilor de achiziții publice ce vor fi inițiate în cursul anului 2020, s-a elaborat strategia și programul anual al achizițiilor publice în care au fost incluse achizițiile preconizate a fi efectuate. Compartimentul intern specializat în atribuirea contractelor de achiziție publică a elaborat strategia și programul anual al achizițiilor publice pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorității contractate. Au fost incluse în programul anual al achizițiilor publice totalitatea contractelor, acordurilor cadru, ce urmează să fie atribuite sau încheiate în decursul anului. Programul a fost conceput ținându-se cont de legislație, de strategia de dezvoltare a Comunei Paritia, de proiectele tehnice elaborate,
respectarea programelor de implementare a proiectelor cu finanțare externă, precum și de necesitățile obiective de bunuri și servicii ale instituțiilor publice din localitate. Stabilirea programului anual al achizițiilor publice s-a realizat ținând cont de necesitățile obiective de produse, de lucrări, de servicii, gradul de prioritate a necesităților menționate anterior, anticipările cu privire la fondurile ce urmează să fie alocate prin bugetul anual. Compartimentul intern specializat în atribuirea contractelor de achiziție publică a elaborat strategia și programul anual al achizițiilor publice pe baza necesităților și priorităților menționate de celelalte compartimente. Programul anual al achizițiilor publice cuprinde informații cu privire la obiectul contractului sau acordului cadru, codul vocabularului comun al achizițiilor publice și anume CPM, valoarea estimată fără TVA, procedura care urmează să fie aplicată, data estimată pentru începerea procedurii, persoana responsabilă pentru atribuirea contractului respectiv. În programul anual al achizițiilor publice sunt prezentate tipurile și obiectele contractelor, precum și sursele de finanțare. Mai este prezentată și anexa privind achizițiile vechi. Alte întrebări. După cum ați putut vedea, ele sunt prezentate în dosarul privind programul anual al achizițiilor publice. Aveți ceva? Ok. Ele sunt legate de buget. Aici sunt specificate efectul contractului, la fel și sumele respective. Ceea ce era în buget. Exact. Da. Dacă e cineva care n-a înțeles și n-a explicat, trecem la vot. Comisia 1. Aveți favorabil? Comisia 2. Supunem la vot. Mulțumim la punctul 1.3. Proiectul de la aprobarea modelului strategiei de dezvoltare de salvizare al județului Bacău. E documentul de la primar. Da, am dezbătut toate punctele astea legate de managementul deșeurilor. Reiau problema astăzi, la primul punctul ăsta. De fapt, noi facem parte din ADIS. Această asociație, ei ne fac politica, ei au calitatea, noi am fost și să negocieze orice evoluție ușor, au făcut și ei un plan. Au văzut că sunt lucruri care nu funcționează în teritoriu și la sesizarea noastră. I-am adus la fața locului și am spus, aici nu merge, aici nu merge, ce nu merge? Copiii de cele trei mari puse de trei, nu funcționează. Acolo se depun tot felul de deșeuri, numai menajere nu. Gunoi de gras, gunoi de pasăre, porcel și așa mai departe. Noi ce facem? Ducem gunoi, îl depozităm în Bacău? Nu. Ăla face parte din deșeu care se poate folosi ca îngrășământ. Deci frunză, creangă, gunoi de gras, gunoi de pasăre și așa mai departe. Cenușa, nu-i voi. Nu numai atât. Din 2019 noi am început să implementăm programul ăsta. Să mergem să cu pași încet, dar sigur, pe principiu, plătește cât arunci. Primul pas este selecția. Gunoi menajer la Pobela de gunoi menajer, care o are cetățeanul, celelalte plastic, hârtie, separat la cele de fără. Nu funcționează. Ne-am propus următorul lucru. În sistemul ăsta nu o să putem face niciodată, să nu adunăm. De ce se zbate lumea să aducă plasticul? Constituie materie primă pentru alte unități. Asta se numește economia, în principiu mare, economia circulară. Și am spus următorul lucru. Vă rog să ne aduceți încă o pubelă, care se dă omului. Asta pentru că noi mai alegeți să ia fiecare joi, conform programului și contractului, pentru hârtie și carton, separat pubela, se ia o dată pe lună. Că nu se adună la om atât așa de multe deșeuri de hârtie și de plastic, ca să fie bine. Asta înseamnă un cost mai mare. Când va ajunge în stadiul ăla, se va reface tariful și așa mai departe. Alt sistem nu poate fi implementat. Asta ar fi câteva din ale adisului. Ce propune în opresc? Ei vor să ajungă, să pună cărtar pe... La mașină. La mașină. Bă, ai o pobelă, ai numărul, ea cântărește și spune.
pe o parte este bun, dar este efectul pervers al situației în care nu se mai vede om cu noi menajeri de oslavă. Dar nu mai plătești. Cetățeanul trebuie să asiste că nu cântărește, că poate să zice că el a avut 50 de kilograme. Da, da, e electronic. Și ce răspări bun? Absolut. Și ți-a dă? Absolut. Sunt dosare. Ia să se pune, poate ați poate bun. Poate bun. Asta înseamnă că scoatem afară și dăm ieși. Asta înseamnă un pic, știi ce se întâmplă. Plătește de aici. Tot noi trebuie să urmărim. Ce se întâmplă? Omul care a luat prețul cu piciorul de cântar și o să face un tonaj de convine la lui. Nu, de noi tot timpul trebuie să avem om care să urmărească situația respectivă. Deci scopul... Da, da, să mai întâmplă fenomenul pozitiv, bine, cetățeanul îți lasă tot timpul cu bea la goală și o aruncă... Da, e, așa se numește. Ce faci? Asta e, asta înseamnă. Și deci nu mai e inclus, nu vine o scoată din pasă. O lasă în turcii. Vă lasă aici. Ce om pune guloi menajer în problemă? Sunt probleme, dar nu sunt logicate. Deci, apă, de bucătărie. Și nici altă om să nu vreau pasurile cu curțile, nu spune la spune. Da, și atunci cu vezi așa. Deci, nu construiesc. Deci, scopul totuși, în perspectivă, este ca să reducă depozitarea deșeurilor menajerii. Scopul este să se... Vă avem nevoie ca să ne judece bidoane de plastic, da. Stica de sticlă, cartonul, hârtia, asta cum e de ce nu urmă? Alea să... Vedeam cum a zis, nu e menajerat. Ați văzut. Doi, este și rolul primăriei, bucă de educație, sunt care sunt efectivi, uite, vă dau un exemplu, pe tablă, am avut probleme acolo cu pedoașele de plastic, n-avea rolul cu telefon, era de parte până în plate. Le-am luat un container de pierd, le-am dus, am înțeles. Să știți că îți poate de cine. Mai tine, mai de cine, la loc, îți pune și lumea mea la genul copilul și aia, n-am mai avut probleme. Au umplut, deci nu suntem, m-au umplut. Cu plastic, da? M-am dus special cu mașina, dar uite, oameni de cine. Ei, nu tot sunt. Să duc noaptea cu verde mari, te faci în cuietoarea și pune acolo ce vrei și ce nu vrei. Da, să mai sunt și lucruri. De-aia noi, o să ajungem la tarifii și la taxe, am prins anul ăsta un fel de constrângere a omului, atunci când nu sortează deșeul, separat, și pe luna respectivă, îți plătea și tarifii două. Dar până o să ajungem la putoare. Deci cam asta este un fel de program. A, bine. Dacă vreți să mă întrebați, pe asta vreau să vorbim cât doriți. Și eu am venit cu propunerea asta, dar trebuie că să fie care parte cu el. Dacă mă văd de un plan de 2007. Pentru plastic, velă, pentru la partea alta, iar erau bucată. Da, acolo așa e. Da, nu face primăria, nu face adică, dar printr-un program european, pentru că costă. Da, da, eu v-am numit Comisia 13, da, bineînțeles. Punem la vot. Trecem la urmă. Trecem la punctul 4, proiect de hotărâre cu notificarea tarifului acordului 10 de costul de SA și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 1078/1087 în 16/2018. În 2018 noi am semnat și am aprobat contractul ăsta cu Ecosudul. Ce se întâmplă? Romprestul colectează și transportă. Este o societate. Ecosudul este altă societate care se ocupă numai de depozitare. Dar specificul județului nu înseamnă numai depozitare. Au și state de transfer, pentru că noi suntem avantajați, suntem la 20-25 până la... Dar sunt comune la 80 de kilometri, la 90. Au state de transfer la Dealumori, au state de transfer la Unești. Ei, aia înseamnă alte costuri.
adică transportul până la stația de transfer, sortatul, preluatul, terminatul, încărcatul ea și dus la roata de depozitare. Deci, atunci s-au propus detalii, sau cu instituții de rezabilitate și spuneau așa, noi, la atâta populație de județul Bacău, vom aduna 52.000 de tone. Adică au început activitatea din 2018 și pe anul au făcut decât 12.000 de tone. Atât. Restul e posibil că este pierdut. Deci una se face să aduni 50.000 de tone și transport, că totul se plătește acolo. Da. Și alta se face numai 12.000 de tone. Și nu mai au plătit. Au trecut un an, da, și toți contestează. Sunt de litigiu cu adisiu pe tema asta. Eu am primit toate scrisoare, tot pe litigiu, între adis și între astea, că ei vor modificarea tarifului din mult timp. Dar nu au voie să modifice tariful sub un an de la începerea activității și nu mai mult de 5%. Sunt niște condiții date prin lege. Dar au ajuns până la un consens și au spus așa. Tariful în 2014 era stabilit la depozitare 51,28 de lei. Acum l-au propus la 70 de lei și 0,34, tarif care negocia cu adisul. Este tonă. Pe tonă, da. Plus TVA-ul. În afară de depozitare, se mai cheltuiește pe transfer 128 de lei și 400 de tonă, sortare, compostare, construcții și demolări la voluminoase. Aveți aici, poate de-a văzut toate tarifele astea. Ce se întâmplă? Noi nu avem cazul la transfer, sortare, compostare. Dar, în schimb, au celălalt. Ei, să nu credeți că numai aia plătesc. Pe principiul solidarității, o cotă mică în funcție de numărul lor. Așa plătim și noi. De-aia, tariful, de exemplu, de 70 de lei, 0,3 bani, care fie ei depozitare, când vine factura, nu vine 70 de lei, 0,3. Mai vine, oricum, 2 lei, 3 lei, 4 lei, în funcție de capacitatea transferată, sortată și așa mai departe, conform operațiilor de aici. Altă noutate care a venit acum este legiuitorul a spus, anul trecut s-a plătit 30 de lei de tonă pentru economia circulară. Acum s-a mărit. Dar îți face alt punct ăsta, nu? Dar face parte din punctul ăsta. De ce? Noi suma asta de 80 de la 30 s-a făcut 80. La anul vom plăti 120. La punctul respectiv o să vă explic de economia circulară. Dar, ca să ajungem la, să aprobăm toate astea, este 70 de lei 0,3 bani, plus 80 de lei, plus TVA-ul, taxa pentru economia circulară, care o plătim către ECOSUD, dar ECOSUD nu-i venitul lui, îl dă la Ministerul Mediului. Da. Iar noi vă propun să aprobăm noile tarife, de depozitare, transfer, actualizarea numărul 2, care e alegată la tarifele astea. Modificate față de 2014. Ce va ieși, ce va veni după, când s-o termina litigiul între ei, pentru că au pus la masa rotundă experți să analizeze. S-o scumpi motorul, s-o scumpi salariul, s-o scumpi aia, nu fac cantități. Vedeți, dumneavoastră, noi pe reducerea cantității, până la urmă, ca exemplu. Da. De la 370 de tone în 2018, am ajuns la 305. Ne-am propus pentru anul ăsta 260. Deci, odată ei, efectiv, iar principiul lor, când vin la tăpun, luați tot, noi pe partea asta, nu, e numai asta. Nu luați asta că noi nu și-au dat. Deci, fiecare cu interesul lui. Ei au interes la tonă, că noi plătim la tonă. Da. La vot, mai avem bani. Avem la treabă, vreau. Comisia 2, punctul 5. Deci, contribuție economiei circulare. Asta este o taxă pentru interesarea agenților economic și începând din faza de dar nu se referă la noi la primărie. Nu se referă la agenții economici care produc deșeuri. Trebuie să dispară noțiunea de deșeu, aia trebuie să fie materie primă pentru alt agent economic. Asta e ideea. Deci, în faza de proiectare, eu cu cât voi produce mai puțin deșeu, cu atât voi plăti mai puțin taxa asta. Dacă anul ăsta eu produc, nu știu ce, fabrică de mobile, am 100 de tone sau 1000 de tone
de deșeuri de jos, eu plătesc 80.000 de tone. Dar dacă în început de la faza de proiectare nu mai scot 1.000 de tone, scot numai 100 de tone, eu nu mai plătesc 80.000 de tone, mulțumesc cu 1.000, plătesc mulțumesc cu 100. Deci... Să este mai de unități, da, chiar, nu? Exact. Pe tot, iar asta se răspunde și asupra tuturor comunelor și orașelor, pentru că nu s-o mai regăsim în deșeuri de, da, de dincolo. Ideea este că se merge pe principiu să reduci cât mai mult deșeul, care trebuie răzghinat să-l depozitezi. Nu, să folosești deșeul ăla ca materie primă la altă unitate. Asta înseamnă economia circulară. În toată Europa, să credeți că numai la noi. La Europa, pentru anul 2020 s-a alocat 1.000 de miliarde pentru reducerea poluării, deci prin arderea combustibilului fosil, plus tot ce înseamnă deșeuri de legea prima. Și vorbim în măsuri drastice prima. Așa, voi în România suntem în plicime. Deșeuri și nu-i bine. Și am scos și deșeuri din Italia, școală. Da, tot felul de fenomen. S-au găsit fortiții, tot felul de fortiții. Suntem deci la avizul comisia nouă, da. Aveți favorabil, comisia nouă, comisia nouă, trebuie până la vot. Trecem la anul... Șase, cu șase plăsă, domnul, tot vreau să spun. Ieri m-am povestit și el cu salubritatea cu taxa. Da. Taxa de salubritate are două componente. Una este a ecosodului, care este 150 de lei 0,3 plus TVA, și una este, care înseamnă depozitare, transfer și tot felul de lucrări, și una este a celor care transportă, colectează și transportul, care anul trecut a fost de 318 lei și 41 de bani. Vezi că este calculația mea, am unul acolo, dacă vă interesează, că l-am făcut așa la milimetru, plus TVA-ul. Și se duce la tarifă de 537 de lei pe tonă. Dacă luăm numărul de persoane din populația comunei, la 2001, așa au rămas pe atunci, nu după inițial s-au fost cu ei, că ei toate studiile se pierd la realitate și le-au făcut după inițial, nu după proprietatea, ci în realitate. Spune ei, da, dacă ar fost, bă, erau milioane de tone de deșeuri. Așa? Eu am ajuns la concluzia de este un tarif de 5,41 de bani pe persoană, pe lună. Dar pentru că stat pragul de suportabilitate al tarifului la persoană, și mă refer la mai ales la persoanele care au venituri mici și cu copii, este scăzut, propun să rămână, așa am propus în referat, să rămână tot la 4 același preț. Același preț, cu un amendament. Acolo, persoana sau familia care nu respectă principiul ăsta al selectivității, dacă a fost găsită în data de în ziua, în cursul lunii iunie, pe luna respectivă îi se dublează în baza unui proces de bază, copii de persoana nominalizată de primar. Și eu sper să am o persoană care mă ajută efectiv, că singur nu fac față. Eu l-am avut pedagan, dar am vorbit cu domnul primar, că în condițiile în care se va angaja la SPSU o persoană, joia va avea persoană... La SPSU? Da? La SPSU, va trebui să fie persoană. Și la SPSU? Absolut. Vă dăm și te cadru în urmă. Invers, s-ar fi de semn. Și atunci, dar să știți că se poate implement. Un rezultat, de la 70 de tone, am livrat mai puțin cu noi. Tot așa, prin lămurire. Ia, concluția rămâne de ce? La nivelul anului 2019, da? Da, la domnul Divrii. Dar la societăți? La societăți v-am spus ieri. Da. Am spus numai două tarife. Da. 33, 35. Am pus un tarif 40 de lei pe lună. Persoană. Dar ne-am spus. Alea au să fac optațiuni o dată sau de două ori pe an. Vă anunț de fiecare dată am fost anunțul. Și la bălet, și aici, rog, vrei să vin și spre ea. Iar la demolări clădiri, omul ce se ține morozul acolo, noi anunțăm, vin și se ia la tariful D, care se scrie exact. Construcții și demolări. Da? Da. Ne-a spus la domnul, putem să spunem la vot? Dacă vreți, vă povestesc. Mai departe, să ne mai vorbim.
convins. Mai aveți un punct. Da, da, da. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 2? Aviz favorabil. Comisia 3? Supunem la vot. Trecem la următorul punct. Punctul numărul 7, domnul viceprimar. Le-ați văzut lucrările. Sunt lucrări de sunt 712 ore, atât pe luna, asta înseamnă 89 de zile, dar dacă ar vrea să vă citesc câțiva oameni cu care nu poți, efectiv, nu-și poate, dar să vă dau un exemplu, Adan Elin. Nu, Dobrani Șa. Cât mare să acum? Asta mă 33. Dar din astea nu-i scoate tot. Mai pleacă la pensia, mă vorbesc. Da, pleacă. Să fie și pe pet, care îi face prăzele centru. Lucrările, deci principiul care folosesc eu, sunt sectoare care trebuie să cad zi de zi. Ia sacul în mână, îl văd pe centru. Uneori face, uneori nu face. Alți oameni care au fizicile de ani. Și doi, la săptămână sau la două săptămâni, eu trebuie să-mi aduc echipă din Poieni sau din Vlade și încep cu șanțurile, încep cu șortarea cu gălilor mari. Acolo vedeau. Omul când vine din sat, nu pune șortare. Da. De la ora. Eu le iau, le răstor, cu temerii, cu mănuși, cu sarci, peste tot. Da. Uneori, da. Pentru că trebuie să ai grijă, că sunt cazuri sociale, oamenii vârstă cu voi, nu poți să ții 8 ori la temperatură de aici. Deci trebuie să nu profeți. Dar cu tact și cu multe grăbări, hai băi să faci așa asta, că tot noi o facem, îi folosesc și la pădure și în curte, la demolat, la cărat, la tot fel de lucruri. Puțin nu avem. Eu mă rog, domnul primar, mai aprobat la 1, la 2, la altă, că am să fac și și vreți să treci pe șanțuri, eu am fost joi pe toată comuna, mă simt cu mașină. Am văzut și în plastic, și în minești, și în nărești, și tot. Plastic, sticle, pe toate rețetele. Deci toate alea eu, trebuie să încep săptămâna viitoare, vreau să le depun și să le livrăm. Ca materie primă, trebuie să deci ce avem acum de aprobat aici? Lucrările care se fac cu persoanele de la pasă și aia. Da, tot social. Am văzut din la vasă de aici. Practic, ăsta este un extra. De toate lucrările care se fac pe la comună. Numai câteva, pe pasă și așa. Am punctat din nou ca să știm că toată lumea a înțeles ce votează. Da. Bun. Deci să înțeles ce... Da. Da despre ce vorbim. Ceva? Panțeluții lucreți? Păi bă, da, și-o frumusețare asta așteptam, dar nu l-am văzut. Că nu terminăm canalizarea și cu afară, nu are rost. Noi știm frumusețare nimic. Tratul de aia. În fața primăriei, dar o să facă. În fața primăriei? Da. Da, practic, la zonă, 2 ani. Da, da, da. Mai avem de așteptat. Dar în centru primării, în centru comunii, și acolo, să șansă. Face acum să le fac? Bun, mai așteptăm, da. Spune la vot. Aviz favorabil, aviz favorabil. Aviz favorabil. Aviz favorabil. Aviz favorabil. Trecem la punctul numărul 8, de hotărâre privind aprobarea țării școlare, comunității de învățământ, pe universitate, pe ștate, pe ștate, pe ștate, în anul școlar 2020-2021. Este avizul care este pe la respectoratul școlar, este avizat dacă sunteți pentru sau împotriva. A, poate mai... O să te sunăm la bine pe clasă. Iar aici la parte. Da, o să domnul face la
Domnul Marcelaj, da, aici, Șipa. Aici, păi, dar vorbești. Doamna Copil, doamna Copil. Aici la Parincel noi am făcut memorie la inspectorat, dacă mi se aprobă încă o clasă, mi-am făcut clasă de liceu, am mers în audiență la doamna general, pentru că am dat, nu ne-a aprobat, ne-a promis că după prima fază de înscriere o să ne mai dea o clasă, nu a specificat clasă de liceu sau clasă de profesională, dar ne-a promis, am fost cu domnul primar. Dumnealor au continuat să facă memorii și la inspectorat, și a făcut memorii și la minister. Să vedem ce răspuns o să ne vină de la minister. De aici ne-a venit răspunsul că promovabilitatea la bacalaureat foarte mică. Din 19 copii s-au înscris 4, au luat bacalaureatul 1. Deci, vă dați seama, ei mergeau în conducerea anterioară, în vechi cu colegii mei, care spuneau, am 25%. Păi de unde ai 25%? Se ia la numărul de elevi care... Acum ar să mai merge prin 15 ani, bacalaureatul nu este obligatoriu. Sunt numele unități care încurajau, într-adevăr, să se primesc și fără, da? Curajau cum se prezinte, adică să se prezinte și să nu ia, mai bine să se prezinte și să aibă... Nu e bine, nu e bine. Deci la noi, colegii de matematică, mai spunea că matematică pe limba română și pe teologie, la ce dau ei, au fac pregătire, în început din toamnă, să facă pregătire, copii, dar nu sunt motivați. Nu sunt motivați, îmi dau interesul, îmi dau seama. Da, în completarea doamnei consilierul Cucu, sau doamnei directoare a liceului de la comuna Varengea, întreba domnul Vasilare cu, ca idee despre număr, deci total ele, în documentație, sunt 599. Și dacă vezi pe structuri, deci la liceul tehnologic din satul Varengea sunt preșcolari 26, asta însemnând grădiniță, nu? Și numărul elevi 320. La școala gimnazială Vladnic 1 sunt preșcolari 17 și total elevi 111. La școala primară Nănești sunt preșcolari 15 și total elevi 28. La Băleni 14 preșcolari și 25 de elevi. Și la Bagna 10 preșcolari, 15 elevi. Și Vladnic 2, unde știm cu toții că este doar grădiniță, 14. Deci, da, total, comuna Varengea, suntem în șoară. Vreau să vă mai spun că foarte mulți vin și pleacă. Asta este. Nu poți să răscrii și el s-a plecat după două săptămâni sau după câteva zile. Nu mă refer, pentru că da, niște structură. Da, și ăștia vin. Pe părinții sunt pregătate și... Da, eu am învățat ceva că nu se mai permite serenții. Ba da, dar părintele cu mai experimentate și vrea să-și ia copilul cu el, nu e copilul ăsta. Da, nu e copilul de la mai puțin, da, puțin. Am avut 7, am avut 8 copii. Am avut și clasă paralelă, a fost clasă de-a 7-a paralelă, clasă de-a 8-a, la... Nu mai spun, am avut câte două clase profesionale, una de liceu. Acum nu vedeți că liceul nu avem, la clasa nouă nu avem liceu, avem două clase profesionale. Ne zbatem. Și profesionala la cine serii? La agricultură. La agricultură e mare. Adică agricultor, tehnician, agronom. Asta au ei pe diplomă. Da, da, asta înseamnă și mecanic agricolo și... Adică e să urmă seria din ăsta, da. Adică de pui, nu știu, dar... Da, avem și voi, cum e, numai de seria, dar avem copii de pe... La fugi, vă spus altă. Deci, la diferit de comuna Parincea, s-a făcut categoria B. Categoria B, da, da, pleacă cu meserii, băieții ăștia care fac liceu, care fac profesional. Nu, aici trebuie achiziționat, uite, un tractor. Banda materială. Să-i dăm, măcar îl demontează, montează, la loc, îl demontează, montează, la loc, și facă cu el, dăm să facă ceva, nu? Dar nu așa cum faci în categoria B cu elevii la școală. Nu, și eu. Nu știu, eu nu v-aș spune. Și eu cu ce? Și el, și ori.
Are și pentru tractor, are el. Da, sunt copii care au terminat la Faringea, la liceu sau la funcționare, cum îi zic eu asta, care stau în biserică. Cum o cheamă? Orbănână. De la Horgeș, Cică. Primarul începe de prezinte și dacă din cei 90 de prezinte vor fi dănut din toți acolo împătrâni. Aleatorul să rămână. Dar putea să rămână, dar putea să rămână. Dar mai trebuie să vă punem, nu? Da. Deci primarul, nu? Primarul, da. Da, sunteți de acord de avizul comisiei. Propunerii schimbării destinației în modul situației în puterea liceului Georgeta Tudor Canciclou, Faringea, cu impus din corpul de clădire C1, grădiniță și teren aferent, în suprafață de 534 metri pătrați, sat Faringea, comuna Faringea, județul Bacău, în vederea demolării corpului de clădire și edificării de terenul rămas liber a unui loc de joacă și pentru copii. Deci aici avem grădinița, știți care este sus, la expertiză, expertul ăsta nu se mai poate renova, nu îi rămâne decât simplu să o demolăm. Avem nevoie de hotărârea Consiliului Local și în locul respectiv se face un fărculeț de joacă pentru copii. Avem grădinița acolo aproape și copiii din localitate poate să meargă să... Deci căminul acolo. Grădinița acolo chiar este un loc unde prezintă pericol. Prezintă pericol și eu consider că e bine ca să urmăm din... Știți că lângă grădiniță era un plop mare care e prezentat pericol. Cu plopul ăla am avut peripeții pentru că am avut de la Poliția Economică, că v-ați dat, am avut de la Poliția Economică, am fost reclamat că am tăiat plop. Am fost reclamat eu. În momentul când am venit Poliția Economică, am pus documentația toată la dispoziție, începând de la adresă către un consilier Trăian, ca să se prezinte, ca să ne marchezi. Avem procesul verbal demarcat, avem procesul verbal de la ocol Trăian care îl predă în custodia primăriei, avem achiziții, n-am putut să-l tăiem pentru că era fel de curent. N-am putut să-l tăiem noi, cu muncitori roșii. O trebuie să-l cităm alpiniști. Au venit, avem achiziții prin SICAP cu alpiniștii. Contract, ordin din plată. Deci a fost totul conform legii, nu ne-am avut de dar. Dar vedeți că nu putem să facem când e reclamă și mai bine ne facem totul conform legii. Să punem la
spun, să le face, să dăm copii, ies copiii de la grădiniță, acolo, se lovesc, stându-l rog pe ei. Domnul vicepreședinte, care a fost deparat la Bădini? De două ori așa, complet? Nu noi, nu copiii. Nu copiii, în momentul când îl spun care a după Bădini. Georgescu ia măsură, ia măsură. Nu mai deci vine, deci vreau ca să prinde o cameră în centrul satului, la cămin, s-o duc la cameră de acolo, și în afară, să pun o cameră exact sub altul pilocul, la deci vreau să ai răspunde. Dar vreau să ai răspunde. Da, vreau să răspunde. Terenul de lângă cămin și școală, și să s-o lucrat acolo, îi pământ mult, acum se dezviață. Da, și acolo, simplu. Ori așteptăm să nu duce să trească iarba, dar cum să punem piatră? Trebuie să piatră de piatră. Deci nu va aștepti. Să trebuie să puși piatră. Și școala de școală. Să ducă acolo. Și cu mâini. Mă rea să vreau 2-3 ani până să zic. Sau să vă de la poartă până la care a școală. Da, doar mai curtați. Și mergem cu canalizare și până la școală. Și alimentare cu apă și canalizare. De la școală? De la școală. 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 Toate să duci la valize. Nu, dar deci, dacă mergi așa, nu mai faci, nu mai mergi. Iar plătiți morbiditatea și vreau să pune lor. Dar canalizarea nu, domnul ăsta, asta e făcută din ce an? De 1900? Dar nu se bani de dorit. Nu, domnul ăsta. Nu, domnul ăsta. Eu chiar acum vreau să fac aici, chiar am găsit. La diverse, luna trecută. Canalizarea. Nu, dar nu e ei. Nu e ei.
Eu am făcut un loc la Mănești și l-am dus la Mănești. Dar ca un altul mă mă zic că și se schimbăm tablă, și punem tablă nouă și să trebuie să fața de toată lumea, da. Mai aveam și eu ceva de spus, la primă la e greu ca și președinte să fie aici, deja nu mai bun, acum am înțeles că se va achiziționa o mașină de pompieri. Da. Făcut deja sumă la buget și tot. Dar garajele astea, ca garajul care e făcut. Deci proiectul ăla merge în continuare, cum am stabilit, cum am dat hotărârea, da? Se face pe organizare la nivel de țară. Se face de urgență și așteptăm ca să vedem exact ce și-o cum se face. Da, aici avem termen pentru mașina de pompiere asta care... Deci noi am depus dosarul la ISU pentru aprobare, pentru o respectă la mașina de pompiere. Și toate comunele care nu au mașină de pompieri, o respectă la mașina de pompiere, deci nu suntem funcționali. Da, dar e făcut de mesează de a... Nu putem aștepta cu un Eu vă mulțumesc. Comisia.